În ultima perioadă, numărul celor care au încercat să introducă ilegal în țară produse contrafăcute a crescut semnificativ. Fie că sunt cetățeni români ori de altă naționalitate, bunurile pe care aceștia aleg să le introducă ilegal în țară prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu sunt parfumuri și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Astfel de produse au fost găsite și confiscate recent de către polițiștii de la frontieră. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu au descoperit și confiscat 120 de flacoane de parfum și peste 650 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, inscripționate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, pe care 5 cetățeni români și un cetățean turc încercau să le introducă ilegal în țară. Cantitatea de produse a fost confiscată în numai 24 de ore. Cele 6 persoane le-au declarat polițiștilor că au cumpărat produsele dintr-un bazar din Istanbul și urma să le valorifice pe teritoriul localităților de domiciliu. Bunurile în valoare totală de aproximativ 81.180 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată.